2Performant Network S.A., companie IT românească care operează și dezvoltă platforma de marketing online și influencer marketing 2Performant.com. Vedem pe partea de active o dublare a acestora datorată activelor circulante care s-au triplat ca urmare unei creșteri de 4 milioane de lei în casă și conturi la bănci, deci cash. Aceasta a dus la o dublare a valorii activelor totale, cum vă spuneam. Cifra de afaceri a crescut cu 56%, în timp ce cheltuielile au crescut cu 49%. Avem o creștere semnificativă cu cheltuielile cu salariile, 1 milion de lei aproximativ, cu 86% mai mult decât în trimestrul 2021 și cu alte cheltuieli de exploatare, 2,5 milioane de lei, respectiv plus 46%. Creșterile cu cheltuielile s-au tradus într-o pierdere de 1,02 milioane lei, cu 8% mai mare față de trimestrul 1 2021. Creșterea accelerată a activelor, comparativ cu datoriile, a îmbunătățit semnificativ atât gradul de îndatorare al 2Performant, cât și lichiditatea curentă. Și dacă ne uităm aici, vedeți gradul de îndatorare a scăzut de la aproximativ 55% spre 32%, în timp ce lichiditatea curentă a crescut de la 0,82 la 2%. Pe ansamblu avem pe partea de profit net, avem practic o pierdere, o ușoară adâncire a acesteia de la 957.000 de lei la 1.021.000 de lei. Iată și câteva date legate de platforma de affiliate marketing. Vedem aici o creștere pe affiliate marketing de 52% și pe partea de influencer marketing de 246%. Această parte de influencer marketing este totuși infimă comparativ cu cifra de afaceri, dar partea de afiliere a dus practic la o creștere cu 53% a cifrei de afaceri.